Convocați la biroul electoral de circumscripție, echipa PSD Slatina a venit la ora precizată pentru a-și primi certificatele doveditoare ale calității de primar și de consilieri municipali. Acestea au fost înmânate de către cei doi șefi ai BEC Slatina, judecătorii Florentina Stana și Vasile Sorinel. Primul care a intrat în posesia certificatului a fost primarul ales al Slatinei, Emil Moț. Felicitări și sperăm așa să depuneți toate eforturile pentru binele colectivității, pentru dezvoltarea comunioasă. Dumnezeu să vă dea un gând bun, avem și o sărbătoare sfântă azi în țară și totul să fie bine spre colectivitate și să fiți un primar al tuturor. Și celor care au votat cu dumneavoastră și celor care au votat cu alt electorat să-i convingeți că sunteți omul cel mai potrivit ales. Mulțumesc frumos! Emoționant! Foarte emoționant! Nu la fel de emoționant, să zic, cum a fost când mi-am depus dosarul, dar împreună cu echipa mea de consilieri, cred că și ei sunt emoționați. Unii dintre ei au mai fost, unii sunt noi. Ce să zic, împreună cu echipa mea toți suntem foarte emoționați și toți suntem conștienți la ce ne-am înhămat pentru Slatina pentru următorii 4 ani de zile. Ne vom ține de promisiuni, ne vom duce programul la bun sfârșit, iar după 4 ani vom vedea dacă slătinenii ne apreciază sau nu pentru ce am promis în campanie, pentru ce am făcut chiar înainte de campanie și pentru ce vom face și de acum înainte. Tot astăzi au fost înmânate și certificatele doveditoare de mandat consilierilor aleși ai PSD, Renică Diaconescu, Emil Costin Popa, Aurelia Tănase, Carol Emil Covaci, Ion Bătrai, Vasile Călini, Georgel Claudiu Stăncioiu, Constantin Paul Pavlovici, Eufrosina Brătoi, Ileana Roxana Dumitrescu, Gigi Ernest Vâlceleanu. Cu 11 mandate, Partidul Social Democrat deține majoritatea în Consiliul Local Slatina.